Ne-am întors în direct. Credincioșii s-au strâns și astăzi la Patriarhie pentru a doua zi de pelerinaj de Sfântul Dumitru. Săptămâna viitoare va începe cu o procesiune pe dealul Mitropoliei. Pe 26 și 27 octombrie îl sărbătorim pe Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, și Sfântul Dimitrie cel Nou, ocrotitorul capitalei. Cornel Chiducea ne aduce mai multe detalii chiar acum în direct de la Patriarhie. Cornel, bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Ne aflăm în fața Patriarhiei Române, aici unde oamenii au venit din toate colțile țării încă de la primele ore, chiar dacă ceremonia propriu-zisă va începe mâine în jurul orei 12. Ce este de precizat este că am văzut oameni care au venit chiar și din Maramureș, de la sute de kilometri distanță, pentru a putea să se închine în fața Sfintei Heracle. Vă reamintesc faptul că mâine va începe procesiunea religioasă în jurul orei 12. Până atunci, oamenii sunt așteptați să intre aici în Biserica de la Patriarhie, unde pot să se închine în fața moaștelor. Mâine, ce este de precizat este că după procesiune, Sfânta Heraclă va fi depusă în grădina de vară, acolo unde oamenii se pot închina până vineri. De precizat însă este că, potrivit celor de la Patriarhie, oamenii pot veni să se închine în fața Heraclei în grădina de vară până vineri și, potrivit acestora, până când nu se va închina și ultimul credincios, aceasta nu va fi mutată. Cu ce gânduri astăzi? Gânduri frumoase, normal. Azi sunteți din București? Da. Și ați venit pentru prima dată la... Nu, eu vin de 20 de ani. De 20 de ani vin. Gânduri bune pentru sănătate, pentru liniște, pentru pace. Am venit la Sfântul Dumitru nouă, de mulți ani. La Sfântul Dumitru, care deja ne-a ajutat să ne îndeplinim dorințele înainte să vină ziua. Deci v-a ajutat? Da, mult, foarte mult. Primul an care venim. A, din Giurgiu. Special pentru astăzi? Da. Din Giurgiu. Spre bunul Dumnezeu să ne ajute la sănătate, binele familiei, spre rodul muncii. Sunteți din capitală, de aici, din București? Da. Și este primul an sau ați mai venit? Nu, am mai venit. Și v-a ajutat? Da, am avut binecuvântare.